Se acordă premiul Serviciu Public al anului 2006, curmea nu unui instituții de stat, ci unei instituții private, unei companii, companiei Siveco România, pentru rezultatele programului SEI, Sistemul Educațional Informatizat, ce a dus la instruirea peste 60.000 de profesori din învățământul preuniversitar și la crearea a 4.780 de platforme educaționale în liceele din toată țara. Echipa de la Siveco este invitată să vină să ridice premiul. Mulțumim frumos pentru această foarte onorantă distincție pe care o primim în seara asta. Îmi cer scuze că discursul pe care îl pregătisem noastră se pare că a intrat în posesia domnului moderator și sau a anticipat foarte bine ceea ce vreau să vă spun, așa că trec peste ceea ce îmi propusesem. Mă bucură și ne onorează această distincție, mai ales că ea vine după două recunoașteri internaționale foarte importante. A el, experiența Siveco în programul SEI a fost premiată anul trecut la Tunis, a primit World Summit Award la Summitul Mondial privind Societatea Informațională. Comisia Europeană a premiat ca fiind cea mai inovativă tehnologie folosită în educație. Primim astăzi acest premiu care ne onorează, mulțumim frumos și cred că vine în așteptarea și în legătură cu preocuparea care a fost exprimată astăzi în panelurile la care am participat, anume educația este cheia dezvoltării și ea va trebui să fie un punct focal asupra căruia se concentreze eforturile și investițiile noastre pentru a face din domeniul IT unul mai competitiv, nu pentru România, ci pentru România în regiune. Mulțumesc tare mult și vă doresc o seară bună. Mulțumim.